și din anul, de începutul anului. S-au început așa evenimente de studii majore care au influențat. Eu vă și recomandat să-l puneți pe silențios telefonul, nu ce ne-am conectat. S-au început cu diferite evenimente care au adus fluctuații foarte frumoase pe piața de mână, pe piața valutară, pe piața de acțiuni. Și atât, noi am decis că ca ultimul masterclass să discutăm iată despre aceste evenimente care au avut loc, să vedem cum au influențat ele. Cum credeți? De ce noi am avea nevoie de asemenea informație? Istoria se repetă? Ok. Și ce vedeți cu coronavirus, nu mai cred să repeti, să vreau să spun. Dar criza economică se repetă. Evident că noi cunoscând cum au avut loc evenimentele și cum s-au desfășurat, noi având această informație, noi deja cunoaștem cum să ne manifestăm pe viitoare, sau în aceleași situații. Ok, cine dintre dumneavoastră au avut posibilitatea să tranzacționează anume la careva noutăți așa importante care au avut loc în anul 2020? Așa, dacă nu se cred, la care eveniment? Vaccin. Primul vaccin, da? Așa, și pe care instrument ați tranzacționat? ICO. Așa, și cum rezultatele pozitive? Da. Cum? Pentru că la început erau profituri mici, dar nu sunt rezultate. Așa. Ok, dacă nu se crede, unde ți-a aflat informații despre primul vaccin? Unde? Așa, și cum ați aflat informații? Dumneavoastră deodată ați intrat pe piață. Aproximativ. Ok, în linii generale știm cu toții că sunt diferite noutăți. Sunt noutăți care sunt planificate și sunt noutăți spontane. În cazul dumneavoastră ați știut din timp sau cum ați văzut deodată ați intrat pe piață? Spontan. Adică a fost spontan. Ok, noi astăzi vom face cunoștință cu diferite evenimente care au fost planificate, care au fost spontane. Colegul meu Corneliu ar să enumere careva evenimente, să spunem mai așa, importante, care au avut loc în anul 2020 și au făcut fluctuații foarte frumoase pe piață de măceară. Și deși dacă dumneavoastră ați auzit unul din aceste evenimente și ați intrat pe piață numele la aceste momente, eu v-aș recomanda ca să sau chiar v-aș ruga să menționați, iată, eu am participat la așa eveniment, eu așa la așa eveniment, am intrat pe piață, am luat un profit sau chiar am luat un minus. Ok? Sunteți de acord sau nu? A, și atent la altul vreau să vă spun că până la sfârșitul masterclass-ului de astăzi am o surpriză pentru dumneavoastră. Dacă aveți răbdare, veți afla și o surpriză. Ok, haideți să ne dăm Cornelia. Da, mersi, domnul Dol. Bună seara, iarăși la toți. Mai întâi de toate, eu aș opri atenția mea asupra faptului că însăși ce înseamnă pentru noi, pentru traderii de câștire. Ea face parte din analiza fundamentală. Cum a spus și colegul meu, domnul Anatol, sunt spontane și sunt planificate. În mod evident, cele spontane, adică noi nu putem să le, adică să le prevedem sau să ne folosim de acestea, noi ulterior apariție ei, adică ne folosim de fluctuații de piață care au produs acest eveniment, ca în cazul dumneavoastră. Cu referire la șterile planificate, noi toți știm că ele am studiat cu toți același program, fac parte din analiza fundamentală. Corect. Surse sunt diferite din care noi ne alimentăm cu aceste știri, adică fie Bloomberg-ul în cazul dumneavoastră, fie Euronews-ul, fie Investi.com, unde sunt publicate diferite știri, indicatori economici, noi cunoaștem despre acestea. Și eu vă spun că anume aș opta pentru a cunoaște despre știrile care sunt planificate și care este posibil de a le prognoza într-o oarecare măsură, deoarece ele nu ne dau posibilități în unele cazuri, chiar în niște posibilități foarte bune și poate de, adică voluminoase ca mărimea take profiturilor, așa să spunem, să luăm profiturile noastre de pe piață. De asta eu am optat pe selecția unor știri, adică în ordine cronologică, chiar începând cu 1 ianuarie anului 2020, și azi mergem cu aceste știri, adică care s-au produs în fiecare lună pentru în
lume. Și aveți posibilitatea la fel și să interveneți și dumneavoastră când ați auzit de pildă știri la care dumneavoastră ați reacționat, ați avut careva întrebări, pe piață v-ați folosit de această știri și să vă împărtășeți și cu noi cu părerile dumneavoastră, cum au fost, unde, din care sursă dumneavoastră v-ați inspirat și nu în ultimul rând, adică ca să cunoaștem toți cât e, totuși, încă o dată să ne adeverim între aceia, cât este de important de aceste știri. Deoarece, da, înseamnă. Și, conform cronologiei evenimentelor, luna ianuarie a început chiar de la 1 ianuarie, când Statele Unite ale Americii au preluat de la Franța președinția anuală a G7. Cu toții cunoaștem, da? Este grupul G7, grupul G20. Adică, grupul G7, dacă nu mă greșesc, noi și la masterclass-ul anterior cu domnul Anatol cu tematica dolarului american, am atins această temă. Este un grup format din 7 țări, care în totalitate, PIB-urile acestor țări, formează în jur de 80% din volumul total din lumea, a PIB-ului mondial. Ca să, să ne dăm seama cu toții cât de importante deciziile la această reuniune. Pe 2 ianuarie, Australia, vă amintiți cu toții ce au fost în Australia, adică a fost incendiu care nu a mai fost în istorie acestei țări sau în istoria chiar alte țări, au fost milioane de hectare adică, care au păgubit ca urmare acestor incendii și pe 2 ianuarie Australia declară stare de urgență. Dar însă și statul Victoria din Australia declară stare de dezastru pe fondul incendiilor mari, care au omorât până la 500 de milioane de animale. Ok, ca știri noi, pe noi asta într-o oarecare măsură personală, așa spunem, ca persoană fizică, pe mine m-ar deranja. Totuși este vorba de Ok, noi până la urmă suntem trader și noi poate să vă trebuie să folosim această informație în folosul nostru. Asta am vrut. De ce nu a transacționat în așa perioadă pe dolarul australian? Nimeni, da? Ok, eu cunosc trader care s-a folosit atât de așa noutate, unde se poate să s-a folosit de a vinde dolarul australian în favoarea la alte valute stream, cum a fost dolarul canadian sau chiar dolarul american. Alte evenimente? Alte evenimente au avut loc pe 3 ianuarie, dacă vă amintiți, au avut fluctuații bune pe petrol marca Brent. Are loc un atac american care a lovit un convoi în apropiere aeroportului internațional Bagdad, unde au fost ucise mai multe persoane, printre care și generalul major iranian Qasem Soleimani. Despre acest eveniment... Anume aceste evenimente s-au început, să spunem, raliul pe Brent și pe Vitea. Anume, pentru tranzacțiile de vânzare. Să înțeleg că tot, nimeni nu s-a folosit de aceste momente. Ok, liniște. Sau, de regulă, să ne întâmplăm în felul următor. Că sunt traderi care au profitat în urmă acestor evenimente, dar din câteva motive vor să spună despre lucrurile astea. Dar ok, mergem mai departe. Și următoarea știri, la fel eu am lăsat-o pentru a vă duce la cunoștință, că eu nu știu, mie mi-a părut interesant, deoarece pe 4 ianuarie, guvernul Nicolas Maduro din Venezuela vinde o parte din petrol și aur din a statului pentru a finanța criptomoneda statului Venezuela. Și anume petrol. Venezuela se fac regulat ședințe unde încearcă aceste ședințe să încearcă să ajungă la un numitor comun să emitească careva legi de control a criptovalutelor. Cineva tranzacționează criptovalute? Pe Bitcoin, Ripple. De regulă să știți că anume criptovalutele este unica modalitate de plată a unei monede care ele încă nu pot fi controlate de către stat. Deci, la sfârșitul anului 2017, când Bitcoin a ajuns practic la prețul de 20.000 de dolari, mulți, să spunem noi, cetățeni de rând, își puneau întrebarea, în primul rând, ce asta criptovalută, ce asta Bitcoin, de unde el să ia și cum să face de făcut de bani. Pentru că, după cum știți, practic fiecare a doilea moldovan, el este suflet comerciant.
și să-și punea întrebare, eu îmi scumpăr mai ieftin, în primul rând ce asta, eu îmi scumpăr mai ieftin și cu ei să o vând eu mai scump ca să fac un profit de diferență de preț. Evident că la sfârșitul anului 2006 și el a ajuns la 2500 de dolari, după care el a început să scadă foarte mult. Dar să scadă, a început să scadă din urma unor evenimente care au avut loc. În primul rând, Bank of America a interzis clienților săi să comercializeze, să cumpere sau să vândă criptovalute, anume Bitcoin. Și atât aceste noutăți au început una după alta evenimente săi ca să devalorizeze Bitcoin. Ce ne urmărește la momentul actual, ce preț a ajuns Bitcoin? 2500 de dolari. Ca să știți, anul ăsta 2020 a bătut recordul la mai multe instrumente financiare, începând de la aur, Bitcoin, inclusiv și piața petrolieră și atât mai distribuie pe ce se vor discuta în continuare. Dar să știți că cum a fost anul 2020, eu de când tranzacționez, eu n-am mai întâlnit așa un om plin cu evenimente, nu mă presupitez de intrare pe piață. Da. În continuare, 15 ianuarie, guvernul rus condus de premierul Dmitri Medvedev a dat demisia, ca urmare a unor modificări în Constituție, dacă vă amintiți, a spus asta cetățenii de politică statului rus. 16 ianuarie, compania Alphabet, compania mama Google, devine a patra companie americană care a atins o capitalizare bursieră de $1 trilion. Pot să vă dăm seama ce ar însemna asta. Și pe ca ulterior, pe 24 ianuarie, Boris Johnson a semnat deja acordul privind Brexit și ca pe 31 ianuarie, Regatul Unit a ieșit la orele 11:59, a ieșit la, din cadrul Uniunii Europene cu condiția de semnare a unor acorduri care nici până în ziua de astăzi nu sunt semnate, se prevăd careva, adică așa să spunem, prognoze asupra acestui... Ce urmărește de răsările la momentul actual? Ați văzut că a avut o locă creștere? Mm-hmm. Ce ne place să spunem? Din ce cauză? De la Trump. De la Trump? Ce a făcut Trump? Trump, cum spus, e desemnat. Desemnat 800 miliarde, tipa. Nu ne place și va trebui să... Ok, dar dacă să... În cazul dat, dacă merge vorba despre dovadă americană, în cazul dat, ar trebui să vedem mișcări frumoase pe toate instrumentele. Corect? Dar se vede așa o mișcare mai bruscă, nu mai pierire Sterlina. A fost drumul cu Franța. Și a deschis de ieri, a fost deschis de pe Franța a deschis. Acolo multe, multe furi stau pe graniță și acolo vai de mine și Marea Britanie, marketurile din Marea Britanie au început să alimenteze cu producție încă înainte de știrea ca să fie lockdown, da? Adică să fie impusă de carantină totală. Dar ideea e că de dimineață a apărut o noutate despre faptul că este o posibilitate până la sfârșitul anului curent să ajungă la un acord între blocul european și Marea Britanie. Evident că această noutate a dus, să spunem noi, a influențat pozitiv pentru lira sterlină. Asta dimineața, da, asta a început la Europa. Efectele au o leagă de timp. Ideea care? Orice noutate de caz bun, că în cazul dat este de fapt un zbor. Sunteți de acord? Să știți că războiurile ele au loc de scurtă durată. Da? Și toți îi cunoașteți, nu cine mai cunoaște, că eu mai mult mă găsesc pe analiza tehnică, eu totuși sunt pentru întărirea dolarului american. Cine mai este pentru întărirea dolarului american? Toți, dar când? Până la anul sau după? Dacă până acum tot așteptam să-l întrebăm pe Trump, mai trebuie să-l întrebăm pe Biden. Încă nu. După cum am observat, prin majoritatea instrumentelor se formează o figură de triunghi, da? Iată, se mai așteaptă careva noutăți. Se mai așteaptă careva noutăți. Știți că, din punct de vedere tehnic, dacă se formează careva figură, atunci se așteaptă careva decizie. Nu se rupă de mântră mâine în casă. În funcție. Da, și o să facă procent. Să aveți grijă cu toții, din cât cunoașteți posibil că vineri nu lucrează piața, pe data de 25 negativ. Și mâine este o zi prescurtată în cadrul unor sesiuni. Deci să fiți atenți să vă informați din timp despre aceste evenimente. Dar de luni iar, da?
Da, de lume e piața din nou, că are să lucreze de regulă. În sărbătorile de anul, piața era așa mai puțin fluctuantă, dar anul este de început, anul 2020, chiar din 1 ianuarie, chiar puteți să verificați lucrurile, să vedeți pe grea și chiar din 1 ianuarie, când s-a început niște fluctuații frumoase pe lirea serenă. Deci era o plăcere, dar eu te recomand pe timpul traderilor, în perioada de sărbătorilor de anul, pur și simplu să stai liniștit, să sărbătorească însă în o familie. Traderii care nu au avut răbdare, când s-au uitat și fluctuațiile sunt, domnul Antol, ce facem? Trebuie chiar să nu trebuie. Eu o sărbătoresc. La mine este regulă de sărbători sărbătorezice, pentru că să știți că anul nou și Paștele, da, sărbătorii de anul nou și sărbătorii de Pascale, mai ales când sărbătorii Pascale coincid cu ortodoxi și catolici, da, atunci piața este mai pasivă. De ce? Practic toți traderii, cei mai agresivi traderi de pe piață, ei se odihnesc. De ce? Și eu recomand, dacă nu toți sunt la lucru, iată cel mai interesant moment este faptul că dacă toți traderii lucrează, atunci și noi putem să intrăm pe piață, liniștiți, transacționăm după analiza tehnică, după analiza fundamentală. Dacă o parte din traderi se răbătoresc, atunci piața să știți că poate să fie așa o incertitudine. Sau fluctuații mari, sau fluctuații mici. De ce eu și dumneavoastră vă recomand, cine încă n-am reușit să transacționează în săcătorul de anul nou, eu știu, transacționați de ultimul timp, atunci să știți recomandarea mea de sărbători de anul, vă odihniți. Ok? Luna februarie la fel au avut loc careva știrie, adică și anume că 5 februarie bilanțul, adică ca un prim bilanț a epidemiei de coronavirus, a ajuns la 492 de deceze, însă și în zona Bucarii, de unde și au avut loc startul acestei epidemiei. Pe 5 februarie președintele american Donald Trump a fost achitat de Senat cu 52-48 de voturi împotriva acuzației de abuz de putere și cu 53-47 împotriva acuzației de obstrucționare a justiției. Asta, dacă nu mă greșesc, trailerul ăsta este știrea acuzației cu privire la ficiorul lui Joe Biden, care cu Ucraina, dacă nu mă greșesc, asta este. Și pe 28 februarie... Și poza a ieșit cu... Da. După Ucraina, poza a ieșit. Atunci și discuția telefonică cu Zelenski, ceva de genul. Porno erotică. Pe 28 februarie, piețele de capital s-au prăbușit și operând din cauza panicii induse de criza cu coronavirusul. Piețele de acțiuni din întreaga lume înregistrează cea mai proastă săptămână de după criza financiară din 2008. Indicele S&P 500 pe 20%, Dow Jones Industrial Average a pierdut 1190-95 puncte, cea mai mare scădere înregistrată vreodată. În Asia, indicele regionale, excluzând Japonia, a scăzut cu 2,4 indice. Adică au fost și bursa de la Londra, a pierdut 95 de miliarde. Așa. E data 28. Ok. Și au ascultat legendele ce țin de coronavirus, că am pus început de la Nokia. Cineva știe vreo legendă? Sunt data de lor și o răspândită dintr-un sat și timp de o lună zile. Prima legendă care a părut să anume în mediul traderilor, da, era faptul că coronavirus a fost eliminat de către chinești, da, unde s-a duc, să spunem așa, un efect negativ asupra acțiunilor companiilor internaționale, companiilor americane, europene, deoarece practic și Statele Unite și zona euro au oferit companii deschise în China. Unde acțiunile acestei companii se scadă datorită carantinii, da, în zona Chinei, unde China deja se cumpără la un preț redus acțiunile acestor companii și deja companiile să fie naționalizate, în felul de spus. Și la a doua, cunoașteți despre așa legendă? Chiar a fost o știe. Așa. Și a doua legendă era faptul că China este predispusă pentru anume criptovalute. Da, adică să promoveze criptovalutele și unul a produs și o legendă că numai virusul coronavirus este transmis prin bancnote.
Și adică oamenii deja erau predispuși să folosească mult cardurile bancare, de unde până unde, nici cardurile bancare, haideți să trecem la criptovalută. Iată, acestea sunt una din legendele care au fost, să spun noi, în mediul traderului, deși au apărut coronavirus. Noi, evident, legendele acestea și-au pierdut efectul în momentul când deja s-a văzut că coronavirus deja se răspândește pe întreaga planetă, evident că aceste legende deja și-au pierdut efectul. Alte legende cunoașteți? Micșorare populației. Ce? Micșorarea populației, adică sunt chiar și apropiezi. Tragem atenție la cele legende care sunt în strânsă legătură cu activitatea noastră. Micșorarea populației, legenda asta este nu numai... Eu am fost legat, adică, cu... la Microsoft, adică că axele, totodată, spune, merge vorba, adică prin intermediul internetului, să crească axele în Microsoft, pentru că implementează 5G și... Și de promovare a tehnologiei lor. Dar dumneavoastră de ce părere sunteți? Între tehnologie 5G. Nu este stimulează coronavirusul? Nu. Dar dumneavoastră să înțelegeți ce înseamnă zvonurile. În genere, toate zvonurile creează dispoziție de a cumpăra sau de a vinde ceva. Și atât pe bază de zvonuri, atât și se creează. Eu un simplu exemplu să-l aduc. Noi în Republica Moldova când s-a impus carantina. Ce data? 11 martie s-a impus carantina. Și numai când s-a dus în, la cunoștință în mass media, că gata, în Republica Moldova de mâine ar fi carantina, ce s-a întâmplat în magazine? Fost rău. Acolo pur și simplu am intrat și nu găsești pâine, adică dar acolo era un rând întreg pâine sau cu nic, te-a era cumpărat. Au rămas în minte, găseai pizza înghețată și tot ce e fără... Mai văzusem niște noutăți în stații unite, acolo era un reportaj cu mai doi clienți al unui magazin și tot pentru hârtie igienică și nu mă rădeam să fie. Noi v-am zis că ești la mâncare. Se gândește în orice. Ulterior să-i fii comod. Da, mi-a fix așa, frate, mi-a plăcut așa ceva. Așa incidente? Da. O doamnă, în vârstă, o vine și o scoate cu dânsul pe ciolat, două pachete. Da, dar ea voi mă și un pachet de telefon. Da, ideea e că dumneavoastră să înțelegeți, practic, orice noutate, ea de fapt creează dispoziția. Zvonurile mai multe creează incertitudine. Iată, înainte de când auzim noi vreun zvon, spre exemplu, cum a fost chiar și în 2016, ce făceam ca să dispară eu de circuitul internațional, nu mai există sunt zvonuri. Dar dumneavoastră, ca trader, ca specialist, deja trebuie să știți să verifica aceste informații și să nu creșteți atenție la zvonuri. Și trebuie să cunoașteți că la zvonuri o să tragă atenție mai mult trader care sunt credibili, da? Nu, eu, ca specialist, eu pun accent mai mult să văd zvonul și cum începe să lucrez pe piață, cum începe pe graf și să miște prețul, iar atunci eu deja am să folosesc toate strategiile sau voi căuta acele semnale de intrare pe piață în direcția trendului. Eu până în ziua de azi mă conduc de trend. Alte situații, mai cunoașteți cum se creează dispoziția la oamenilor de a vin sau de a cumpăra. Iată, de a cumpăra am înțeles, da? Iată, este un zvon sau o situație mai multe garantie, gata, să ridică dispoziția de a cumpăra. Dar dispoziția de a vinde? Supraproducție, da? Da. Așa, este. S-au pierdut avarea. Termenul de valoritate, el smișorează deja asta. Încă? S-o stricat. Dar cum credeți? Nu uitați și zvonul coronavirus. A fost întâi, s-a început din China, da? Când s-a răspândit în zona euro. Creează dispoziții de a vinde? Da?
Dacă de ce? Cu oamenii în carantină și să se blocheze marfa în depozite, adică să fie meritele. Ok, asta noi vorbim din punct de vedere al vânzătorilor, da? Să vândă credeți în vânzătorii care știu că marfa asta își reduce valoare pe parcursul carantinii, pentru că deodată marfa se vinde, da? Și dacă ei rămâne puțin pe piață, ce faci prețul? El a fost pe piață. El a fost în destulat, peste acolo. Marfa? Da. În prima lună... Asta face politică, că nu-i de ajuns. Sunt multe țări cu avut chiar un destulat de multe marfă. Panică. Și de panică. Asta e panică, nu a făcut de panică. Literă, e și măriți. Și de pâine, și de cafea, și de zahăr, și de pe aia. De ce e în Marea Britanie a muia e foarte mișcare? Da, acolo e o panică, e făcut așa, special. Pentru că spune că și Germania a făcut, virusul a făcut Germania, nu a făcut Italia, a făcut Germania. Ok, băieți, este să-mi zvonim. Și ne-a făcut zvonul, a făcut, e ce e altfel. Eu aș spune că dacă vă ajuns coronavirus în zona eu și noi cunoaștem care se spune în carantină, da? Noi ca trader, noi suntem specialiști, noi ca dumneavoastră să înțelegeți că noi ca specialiști, ca trader, suntem primii persoane care putem să tragem foloasă din fiecare noutate, din fiecare situație globală. Și simplu exemplu, dacă noi știm că a ajuns coronavirusul în zona euro, da? Noi eram la curent ca să pui carantină, în diferite țări. Era așa. Așa. Ok, presupunem că noi numai eram la curent că e posibil să pui în carantină. Și când a început să pui, prima țară care a fost pusă în carantină? Italia. Da? Și prima a început că Germania, Marea Britanie, da? Încet, încet, deja și fiecare țară în parte. Evident că noi aici vom vinde ce? Euro. Euro vom vinde. Dar de ce vom vinde euro? Pentru că noi stau în carantină, economia are de sperit și euro vrem, dar ei începe să ne valorizeze piața financiară internațională. Iată un simplu exemplu am să vă dau. De unde se formează prețul la piața centrală? Banca Națională. Prețul la mărfă. Da. Așa. Taxă de stat? Afectă și cedii. Poftim? Afectă și cedii. Ok, asta noi știm că este limba de bază, dar să știți că prețul de fapt se formează la piața Angro. Da. La piața Angro. Iată importurile, exporturile, iată importurile, deodată, vin unde? La piața Angro sau la piața centrală? La Angro. La piața Angro. Să știți că prețul se formează de la piața Angro. Deja comercianții care cumpără la piața Angro și vând în diferite magazine sau în diferite locuri, pe deși nu interesează cât costă prețul la piața Angro. Ei știu că eu am să-l cumpăr cu un preț, eu am să-l vând mai scump, vrem, nu vrem. Și iată, același lucru este și piața financiară internațională. Noi suntem primii comercianți care noi profităm de scăderea sau de creșterea prețului pe piața financiară internațională. De ce? Și numai cât am auzit, m-am uitat, că gata, coronavirusul a ajuns în zona euro, noi deja suntem alarmați, corect? A doua etapă care este? Numai să vedem că din punct de vedere oficial este confirmat că coronavirusul este în zona euro și deja se închide țara în carantină. Gata, asta are efecte negative asupra euro. Dar ce s-a întâmplat cu dolarul american? Iată, dacă noi n-am prins momentul și n-am învățat lecția de la China, n-am învățat lecția de la zona euro, a treia posibilitate a fost de a învăța lecția când a ajuns coronavirus și a fost recunoscut anume Statele Unite. Iată, atunci trebuie de vândut anume dolarul american. Deci pentru trader, trebuie să știți că tranzacționează nu numai pe dolarul american, ei tranzacționează și pe acțiuni, și pe indici, bursier, da? Cineva tranzacționează la momentul actual? Sau pe piața petrolieră? Iată, pe piața... Nu m-ați tranzacționează pe piața petrolieră. Iată, anume, în momentul când a fost impus carantina în China, a avut un efect foarte frumos în piața petrolieră. Cum crezi, ce a făcut prețul la petrol? O, iată, să începe și cereși oferta pe piață. Ok, cine e pentru că o scăzut, cine e că o crescut? O scăzut. Da, dar de ce o scăzut? Nu era cerere. Nu era cerere pe piață. De ce nu era cerere pe piață? Nu avea cine cere, da? De ce? Oamenii erau în carantină, diferite companii, diferite firme deja
Ok, nu lucrează, atunci el nu mai consumă petrol. Vrem, nu iese cere pe piață, chiar dacă este ofertă pe piață. Și se întâmplă cu prețul? Scade. Ce a făcut prețul la petrol? V-ați uitat? Din istorie. Eu aș face în felul următor. Haideți să analizăm, iată, aceste momente, iată, cu coronavirus, la diferite instrumente financiare. Haideți să ne întâi să ne uităm ce s-a întâmplat cu euro, dolarul american, anume când a fost recunoscut că coronavirusul a ajuns în zona euro. Cine își aduce aminte? Când a avut loc noutatea asta, când a recunoscut oficial că coronavirusul a ajuns în zona euro și că Italia a fost pusă în carantină. 10 martie a fost Italia, a avut prima zi în carantină. Domnul Părinte, nu să știu cum marșeți, eu mă interesează trader, dar frumos. 10 martie. Deci cum spate ați văzut lucrurile acestea, ce efect au avut anume aceste noutăți pe piața financiară? Deci punând cursorul, nu uităm, 10 martie, prețul la euro ce a făcut? A scăzut. La 770 de puncte. Eu am spus în cifre rotunde. A fost posibil de a face un profit de așa mișcare. Câteva ceas? Nu, aici e graficul de trei, merge vorba despre 8 zile. La 8 zile. 8 zile. A fost o posibilitate. Așa, după care ce s-a întâmplat? A intrat în certitudine. Da? Adică oamenii nu știau ce să fac, să vândă, să cumpere, toți erau în panică. S-a format o figură de? 3 luni. Figura de trămunghi a fost străbătută în partea de sus. De ce? Trebuie să se întărească. Figura de trămunghi trebuie să fie străbătută, așa? Dar când a ajuns coronavirus în Statele Unite? Devalorizarea dolarului. Când? Când? În iunie. Când a crescut. Da, pe grafic așa și aieți, da, într-adevăr. Când a ajuns deja coronavirusul în Statele Unite, deja dolarul american a început să se devalorizeze, pe de altă parte să întărească euro, corect? Iată și noi vedem această creștere. Așa, după care ce s-a întâmplat? Corecție. O mică corecție, da? Și iarăși de nou a început euro să întărească. Da, eu cred că este lucrurile astea deja, domnul Cornel, nu o să ne spună. Ok, coronavirusul, iată așa efect, a avut anume pe piața valutară. Haideți să ne uităm pe piața petrolieră. Piața petrolieră, ce efect a avut? Bună seara, te-am ajutat cu ceva? Da. Cu ceva? Eu m-am încălzit, nu am văzut. Da, dar noi a fost o înțelegere și ne întâlnă să spună poezie. Corect? Da. Așa, din păcate, știu numai poezii de cele pe parate. Nu știu, cântec pe parate. Dans pe parate. Ok, bun, luați-l. Luați-l. Așa, deci ce ține de prețul la petrol? S-au început evenimentele, domnul Cornel le-a menționat mai devreme, da? Cu, să spunem noi, atacurile asupra aerodromului. Prețul s-a devalorizat și după care a început să se devalorizeze din ce în ce mai mult. Domnul Cornel, o să menționez încă niște evenimente. Eu aș fi vrut să arăt momentul de pe 10 martie. Iată, se vede? De pe 10 martie, când și zona euro a intrat în carantină, adică Kena era în carantină, zona euro în carantină, prețul la petrol brusc, a căzut în jos. A avut efect? A avut efect. Ok, haideți să ne uităm la indicii bursieri. Deci, ce ține de indicii bursieri din zona euro? Cel mai răspândit indicii bursieri care este transacționat pe traderii care au trecut cursul pregătire la compania de blochezi, este CAC 40. Cineva transacționează pe CAC 40? Nu? De ce? Ok, vedem. Doamna Olesa a spus că de 40 vă spune nu și apoi intră. Încă o dată. Doamna Olesa, deja e la Alexandru, a spus de 40 vă spune nu și pe urmă intră. Și pe urmă întrebăm, de șapte urmă întrebăm, dar și odată tăiem. Haideți să ne uităm. Deci,
incidusie, încă din februarie, a avut loc o căzătură, da? Și în ultim, pe 10 martie, iată, s-a început de pe 6, 9, și de pe 10 ce a avut loc? Un gap brusc. Deci, practic, toate companiile din zona euro au avut de sferi. Dar noi, traderii, dar iată ce înseamnă o simplă, să spunem așa, informație, dar dacă noi știm să o folosim în folosul nostru, mai avem de câștigat. Chiar din punct de vedere fundamental, da? Doar ca noutate. Dumneavoastră mă imaginați că numai ceea ce sunt de garantie, asta a fost panică internațională, globală, da? Și aici noi ne folosim și de psihologie traderilor. De regulă, traderii în asemenea situații ce fac? Începe vinde. Începe a vinde, deschide poziții de vânzare și evident că toate lucrurile se duc la devalorizare. Ok, domnul Cornel, ce nu puteți mă simt? Cum am început noi cu luna martie de data de 10, că am intrat Italia a intrat în prima zi de carantină, așa și-a continuat această lună, însă și cu știrile predominante, anume pe segmentul cisternei cu pandemia COVID-19. Și pe 11 martie OMS-ul emite deja la nivel global, adică îi dă un caracter de pandemie acestui virus. Ca pe 13 martie, oficial anunțul despre depășirea unui prag de 5.000 de decese la nivel mondial. Pe 14 martie, ulterior, Spania se plasează la fel și ea în carantină pe întreaga teritoriul țării. Și la fel la această dată, guvernul francez închide restaurantele, barurile și magazinele din toată țara. Asta ce înseamnă că sectorul Horeca, vă dați seama, în Franța deja au avut de suferit. Ceea ce și la noi trece. Pe 16 martie piețele asiatice se scad substanțial, iar piețele europene se deschid cu pierderi uriașe. Pe 17 martie liderii Uniunii Europene au închis frontierele externe a UE și spațiul Schengen timp de cel puțin 30 de zile. Care ulterior, 19 martie, Italia devine țara cu cel mai mare număr de decese, și anume 3.045 decese provocate de epidemie, plan mondial, depășind China, care avea 3.245. Asta-s date statistice. Da. Pe 25 martie Spania avea deja peste 3.000 de decese. Și pe 29 martie numărul total de decese de COVID depășește 30.000. Adică de vedem, adică luna martie era plină numai de evenimente cu privire la datele statistice, anume ca urmare a acestei pandemii, ca acestui virus COVID-19. Și în continuare, la fel, adică pas cu pas, cum am menționat, din Asia au trecut, deja eram în luna martie, în partea europeană, și treptat, adică deplasându-se înspre Marea Britanie și peste Oceanul Atlantic, adică în Statele Unite ale Americii. Pe 2 aprilie, la fel, deja sunt peste 50.000 de persoane infectate de COVID. Ca ulterior, pe 10, numărul total de decese deja la nivel global a depășit 100. Adică este o cifră destul de impunătoare, chiar și la nivel global. Pe 14 aprilie, președintele american Donald Trump anunță că Statele Unite au fost, dacă vă amintiți, scandalul cealaltă, când au ieșit Statele Unite, au ieșit din membrii Statele Organizației Mondiale a Sănătății. Anume, ei au învinuit că ei nu au făcut pașii necesari pentru evitarea răspândirii acestei epidemii. Mai mult aici este un factor politic ca să pui ca să se mișe, dacă sincer. Pentru că până am fost tot ok cu astfel de evenimente, nu nou mai fost întâlnit în întreaga istorie, ok, acum poate fi să speculeze fiecare cum îi place și cum îi convine. Și Donald Trump, iată, ca să-și atragă atenția asupra lui, că el încă are un cuvânt de spus, el și este renumit prin faptul ca să facă diferite discursuri de gender.
La fel, până pe data de 20 aprilie au continuat știri negative referitor cu date statistice cu pandemia. Ca pe 20 aprilie, prețul petrolului în Statele Unite a scăzut la un nivel record, ajungând până la -37,63 $ pe baril. Este pentru prima dată când prețul petrolului american a scăzut sub zero. Persoanele care cunoaște, care este, care este marca american la petrol? Vitea. Da? Așa. Deci el a scăzut, nu a cred? Deci, adică, conform datelor statistice, sub zero. Dar... Da, spuneau că nu plătesc bani. Da, da, da. Deci nici nu se acoperă cheltuieli. Nu mă să-l iei, nu mă să-l cumperi, da? Nu se acoperează depozitul. Așa. Așa, nu am văzut să deci că n-am avut bani de nici nu ați gândit. Ideea e care, că anume când perioada asta, în aprilie, când presul pentru a fost foarte, foarte mici, cunosc că și Donald Trump practic toți conducătorii cu țări, cum Macron, Merkel, au dat ordin ca să fie publicate rezervele naționale de petrol. De ce? Pentru că, până la urmă, petrolul este la prețuri mici. Eu îmi punem întrebare, zic, nu știu, am dat ordin să folosească de așa prețuri mici. Ok, cine a avut posibilitatea să folosească de, adică să închide tranzacții de cumpărare la așa prețuri mici la petrol? A tranzacționat cineva? Nu? Ok, care următoare evenimente? La fel, adică au continuat aceleași date statistici cu privire la COVID, ca luna, în luna mai, pe 5 mai, anume numărul total de decese la nivel global a fost deja de 250.000. Și, dacă vă amintiți, luna mai, adică așa că o afectat dolarul american, însă și protestele care cu moartea afroamericanului George Floyd au avut loc, care au început însă și din Minneapolis, și s-au răspândit deja pe întreg teritoriul statelor. Eu aș fi vrut aici să fac o remarcă. Iată, ce să mic prețul la petrol. El a scăzut foarte mult, după care a făcut o mică corecție. Cine își aduce aminte despre războiul prețul la petrol? Nu vreau să scadă prețul. Când Arabia Saudită întâlnit toate țările extractoare de petrol, și unde au avut un singur scop ca să se înțeleagă toate țările să mișoreze volumul de extragere, da? De ce? Pentru că să menține prețul pe plan internațional, reieșind în faptul că, practic, cererea pe piață a scăzut. Și atunci, cineva, cum aș crezi de ce da, se întâmplă? Ce s-a întâmplat? Ce atunci, au fost anunțat rușii de tot extract. Adică, da, asta nu merge la noi, la trader, dar cum, adică ei nu au fost de acord să micșoreze toată chestia asta și eu a ieșit foarte mult în minus. În schimb, ceilalți țări, adică au ascultat și s-au micșorat extragerea de petrol. Ideea e că atunci Rusia chiar a închis ușa cu piciorul. Păi da, și ei nu au vrut asta. Și arată oficial războiul la prețul la petrol față de Rusia. Am declarat foarte simplu. Noi scădem prețul la petrol până când Rusia se spune nu. Ideea care? Iată și anume, chestia asta de creștere, când s-a întrunit Schengen sau OPEC, da, au avut o mică creștere, adică toți traderii aici au pus, să spunem noi, și-a creat dispoziția că ei vor ajunge la un numitor comun unde vor reduce extragerile pentru ca să menține prețul în continuare pe piață. Și în urma acestei ședințe, eu opinim că mai mult a scăzut. Iar că aceasta și se datorează la faptul că prețul a scăzut practic la sub prețul zero. Evident că, atunci am recomandat la toți traderi care mă cunosc, care îi cunosc, deja să se pregătească pentru tranzacțiile de cumpărare. De ce? Cum credeți? De ce am recomandat totuși? Noi știam, noi cu toții știam despre război la petrol, dar totuși am recomandat tranzacțiile de cumpărare. Dacă nu poate scade la infinit, chiar dacă ajunge la zero, trebuie să ne pomorim, nu poate să vinzi noastre petrol, noastre țări, noastre țări. Este o idee, altă idee. Trebuie să acoperi găbuni. Așa, asta e deja din punct de vedere tehnic.
Da, într-adevăr, eu am recomandat trenul să deschidă poziții de cumpărare cu prima etapă de ieșire de pe piață, anume să acopere aceste gâf, această ruptură. Dar încă ceva, din ce cauză? Din așa distrit deja, pe urmă ce începe, o să lucreze și dacă e nevoie de petrol. Păi e materie primă, de care nu poate să lucreze industria mondială, practic, orice ramură economică e. Bazată pe petrol. Ceva cu petrolul. Ok, din țețec, produsul care este extras este țețecul, corect? Din țeței deja cunoaștem cu toți că se fac mai multe produse, dar nu numai combustibil pe care noi îl cunoaștem în mod tradițional. Și acum vă imaginați situația. Trebuie să pun la nivelul teoretic sunt exclus mașini cu motor de coadere interne, dar rămân alte ramuri a industriei care se bazează totuși pe țeței. Adică prețul la petrolul nu poate să fie zero, pentru că asta ar răsturna toată economia. Deci aici, practic, multă analiză fundamentală nu ai nevoie, multă analiză tehnică nu ai nevoie, aici pur și simplu cumpără. Pur și simplu cumpără atunci traderi care au văzut aceste momente, sau să spunem așa, prețuri mici de pe piață, aici pur și simplu cum au fost vinul, așa l-am cumpărat. Au deschis tranzacții de cumpărare. Următoarea etapă care a fost semnal de intrare pe piață este faptul când s-a format apoiile umări. Se vede? Deja traderi care cunosc despre analiza tehnică, acesta a fost al doilea semnal de intrare pe piață, că prețul totuși tinde să crească. La test traderi am recomandat să fixeze profitul anume la scoparea gap-ului. În primul rând gap-ul a fost destul de mare, asta este unul la mână, două la mână. Prețul este mic, figură, de schimbarea tendinței, evident că se ducă la întărirea prețul la petrol. Traderi care au avut posibilitate, care m-au ascultat și au profitat această posibilitate, ok. Păreri de rău aici în sală eu nu sunt, dar eu de regulă și-au făcut și-au avut de făcut și nu vă spun la mine. Ok, ce limite sunt? În luna iunie, pe 2 iunie, cum am menționat pentru luna februarie, că compania Alphabet a devenit cu capitalizare de 1 trilion. Alphabet Incorporated și Google au fost obligate de la plata unei despăgubiri de 5 miliarde de dolari. Pe 3, ca ulterior, pe 3 iunie, toți cunoaștem că SpaceX lansează și desfășoară cu succes 60 de sateliți Starlink pe orbita Pământului de la stația aeriană Cape Canaveral. Pe 3 iunie, președintele Vladimir Putin declară stare de urgență deja în Federația Rusă. 6 iunie, adică toate meeting-urile cu referire la moartea lui George Floyd deja s-au transferat și în partea europeană. Dacă vă amintiți, și în Uniunea Europeană, în toate orașele mari, deci deja mergeau meeting-uri cu această tematică. 7 pe 8 și 16 la fel au fost treptat publicații care v-au dat statistici despre coronavirus. Și pe 16 iunie, cine din voi cunoaște că a avut loc o altercație între armata chineză și armata indiană. Era un conflict. Cineva transmitea să fie valuta indiană. Nu. Dar pe Ioan chinezesc? Nu. Atunci, nu am de unde trebuie să cunoască. Cu privire la luna iulie, de-am la fel bogată în evenimente cu date statistice de legătură cu pandemia. Statele Unite pe 7 iulie își declară oficial intenția de se retrage din OMS. Dacă atunci era pur și simplu vorbă spusă, acum deja era întărit printr-o faptă. 13 iulie începe un conflict, îl cunoaștem, în Nagorno-Karabah. Și pe 31 iulie este evidențiat uraganul Isaia, care se îndreaptă spre Bahama și Statele Unite. Ca un uragan de categorie 1, după ce a provocat inundații și alunecări de teren în Republica Dominicană și pe Puerto Rico, un avertisment de uragan este emis pentru coasta Atlanticului din Florida. Dar noi cu toți știm că acest coastă este spălată și de Golful Mexic.
unde se află mare parte a solilor de extracție. Vă dați seama ca un factor natural cum a produs evenimentul sale. 4 august a avut loc explozia din portul Beirut. Cine a transacționat atunci, dar atunci nu a fost atunci de pregătire. Ce? Explozia din portul Beirut. Spuse cum de vinic. O dus și poți să câștigat cu au. Ok, atunci domnului tău este în față de domnului trecea ultimele lecții de practică, da? Și noi discutam despre situația că ce înseamnă de punct de vedere tehnic, noi ne uitam acolo la aur, că aur trebuie să trăiască, trebuie să trăiască și la aur ține. Și la câteva zile, iată, astfel de notate, atac terorist și noi cunoaștem cum atacul terorist influențează asupra adresul aur. Cineva cunoaște? Sau război, sau... Când? Putem? Ok, că pozitiv sau negativ, independență de tensiune. De fapt, prețul aurului el se întărește. Se întărește și iată noi discutăm despre situație. Că de unde noi să știm când se planifică și așa două zile, pentru că deja era informație că moldovenii sunt identificați. Ok, cunoaște cineva istoria? Mergem vorba despre o cantitate mare de explozibil care era depozitat pe o corabie sub pavilionul Republicii Moldova. Așa că noi explozitat acolo un da. Foarte... Ok, proprietarul corabiei era un alt cetățean străin, dar ideea e că sub pavilionul Republicii Moldova. Și acolo? Da, pe urmă s-a depistat că totuși nu aparține Moldovei. De mult a fost vădută și trebuie acolo. Moldova are dar asta pe bord. Nu, asta e și șoc, dacă era ceva de Moldova. Ce mai mare foto de care? De regiuni. Da, și aia mai mare foto are. Moldova da. Ce mai mult corabia. Ok. Avem capitanarii în Moldova. Cunoștem eu istoric, deci în Catarie, Republica Moldova a ieșit la mare, a luat numai prin portul Giurgiu și asta e acum, e câțiva ani de zile, corect? Dar ideea că este flot sub pavilionul Republicii Moldova, acolo e mult legat de dreptul internațional, unde impozitele sunt mai mici și multe alte lucruri. Adică nu este chiar o noutate că Republica Moldova are flot. Pe 9 august au fost alegerile prezidențiale în Belarus, care își produc efectele și chiar și până în ziua de astăzi. Noi știm cu toții mitingurile de care se au loc până în ziua de astăzi. Pe 9 septembrie, din cauza incendiilor de vegetație, deja au avut de definit și anume statul California din Statele Unite. Și sunt sigur că au avut și aceste incendii, au produs toațele necesare. Nu cunoașteți cu toții că în California adesă ori, în sezon cald, se petrec incendii, da? Și atâta doar cu aceste noutăți, deja parte de spate se trează careva beneficii din aceste noutăți. Cum credeți? Ce se poate atunci de făcut? E mai bun să le cumpărat ce? Așa, dar să știți așa un moment, că statele unde sistemul de asigurări este foarte bine dezvoltat, atunci efectele, să spunem așa, mari, 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 ele nu sunt și nu se observă pe piață. Asta dar că e asigurat. Ok, unde este sistemul de asigurare bine dezvoltat, spre exemplu, cum este Statele Unite, mai ales în California, că acolo sunt incendii regulate. Evident că acolo sistemul de asigurări este foarte bine dezvoltat. În Japonia sistemul de asigurări este foarte dezvoltat. Ce vreau să spun cu lucrurile acestea? Să știți că chiar aceste noutăți, ele influențează asupra globalului american, dar nu influențează multe puncte, că cum noi ne-am așteptat cel puțin de 100 de puncte. Aici, spatele folosit aceste noutăți, dar cu un volum foarte mare, un volum mare, de intrat pe piață, pentru puncte puține, mai că și pentru 10 și pentru 20 de puncte. Iată, oricum, noutatea îi influențează, de aceea și noi putem să ne folosim de ea. Pe 16 septembrie a fost ales prim-ministru al Japoniei, Yoshihide Suga, în urma demisiei predecesorul său, care din cauza problemelor de sănătate și-a dat demisia și această noutate a avut fluctuație pe ianul japoneză.
cum să numim eu. La fel își continuă de conflictul armat din Nagorno-Karabakh și pe 30 octombrie s-a produs un cutremur cu magnitudine de 6,6-7 care l-a luat Grecia și Turcia. Doar cunoaștem cu toții că acestea sunt factori naturali și ele fac la fel influențează în măsura oarecare, adică clasă de pipează. Și cum să vorbim despre 1 noiembrie, legile din Republica Moldova. Totuși suntem cetățeni. Cine ne-a transacționat atunci? Cine a fost piața? Irula trebuie să-ți fost pe piață? Da, s-a schimbat foarte. Ok. Bravo. Și ca ulterior, după moldoveni, normal că pe 3 noiembrie au avut alegeri din Statele Unite. Au avut loc alegeri din Statele Unite. Ok, numai nu spunem că nimeni din sala asta nu a tranzacționat la alegeri din Statele Unite. Cine a tranzacționat la alegeri din Statele Unite? Eu, Vasile, am văzut că nu era nici creștere, nici scădere, era un... Ce era? Voluntarii era foarte mare, adică nici tu bai, nici tu așa, adică nu înțelege. Adică băieți care au făcut, am făcut prost, am întrebat cu toată băieți. Dar cum este simplu, zici și sau și bai și îi dați pași în perioadă de timp, îi dați o pași în perioadă de timp, măcar și o zi întreagă și vedeți unde se duce pe piață, măcar pași să îi adăugare. Așa, că noi atunci am organizat un masterclass unde am vorbit despre posibilitățile de transacționare la vostru prezent. Și nu v-ați folosit din nicio metodă? Ieri de una am spus că noi pentru mine. Ok, cine transacționează la anulteță? Genie. Transacționează cineva? Nimeni. Dar cine îți folosește mai mult de analiză tehnică? Yes. Yes. Cine îți dă-mi place? Cine îți dă-mi place? Analiză tehnică. Am avut experiență nu chiar bună cu analiza planetară. La care mă anulteță? Am devenit anulteță care trebuie să aducă un impuls bun pe piață, practic, grupul. La care, concret, la care mă dată? La indicatorile economice, la care vrei în mediat. People, non-farm, tot trebuie să aduc... Ok, ce să ne de NFT-ul în ultima perioadă, de mai ales de când Donald Trump a fost la putere, eu deja trebuie să vorbesc la timpul trecut, NFT-ul o influență tare mare pe piață nu a avut. Iată acum este... Biden la putere, unde reprezintă democrația și de regulă, iată când democrația sunt la putere, iată atunci indicatorii economici au o valoare mai mare și duc o fluctuație mai bună pe piață. Deci și în timpul viitor, dar iată, spre exemplu, din luna ianuarie, deja vom vedea prima lună ianuarie, februarie, cum influențează asupra NFP-ul și deja spate de transacționate nemijlocite pe blocare indicatorilor economici. Asta ne așteaptă pe următorii 4 ani de zile. Restul? De săptămâna trecută erau joi, dacă nu mă greșesc, erau foarte multe noutăți la GDP. Mă așteptam la o creștere, da? Ok, ce ține de Liră Sărlină? Cum s-a concentrat atenția în momentul să vadă dacă s-a încheiat acordul între Marea Britanie și zona euro, dar să vadă traderii care fac. Deci și ca dumneavoastră să înțelegeți, ca psihologie pieței, traderul vor să pună și o să aștepte rezultate la noutăți așa mai puternice. Noi să punem accentul iată pe Brexit-ul. Ajung la un acord. Dar Brexit-ul cum ați contează la volatilitatea pieței? Pe volatilitatea instrumentelor ce ține de liră sterlină, da? Mai puțin pe euro, pentru că chiar dacă ei nu au să ajungă la un acord de comercial, mai mult ar fi suferit Marea Britanie. Da? Lucrurile acestea. Deci și spune aici accent. Un alt accent se pune anume pe întărirea dolarului american, de ce? Pentru că mai întâi mergea zvonul, care să fie implementat în economia Statelor Unite, 908 milioane de dolari american. Și această noutate, această decizie a fost târganată cândva timp și acum în săptămâna precedentă a fost acceptată că va fi implementată de 908, dar deja 900 milioane, dar că în două etape. Iată, acesta a fost primul semnal, dacă vrea să întărească dolarul american, unde am urmărit cu toții, iată, aceste mișcări pe piață, practic toate instrumentele financiare.
La moment, după cum vedem, în bun de tehnic, practic, s-a format o figură de triunghi pe toate instrumentele, adică să mai așteaptă careva noutăți ce ține de dolarul american. La ultima noutăți? Nimeni, să-ți tehnic, și pe mine asta îmi place. Ok, după părerea dumneavoastră, ce evenimente trebuie să ne așteptăm deja din luna ianuarie în bol? La care trebuie să tragem atenția? La GBP. Poftim? La lira sterlină. Așa, la lira sterlină încă. La ce se vede Brexit? Să vedem. Merge vorba că undeva până pe 31 decembrie deja să iei o decizie. Încheie acord comercial cu zona euro sau nu? Deci până pe 31 decembrie am să stăm cu sufletul la gură. Alte... S-a prelungit. A spus că trebuie și va vaccina, de va muri. Și medicii de la Ministerul Sănătății au cerut. Da, a fost o tendință că... Încă nu este acceptată, dar... Eu am înțeles că din întâlnirea noutățile care le-am citit, toată informația pe care o posedă, ceva de genul, liderii europeni iată nu vor să accepte aceasta. Adică până la 31 ori încheiem, ori nu încheiem, ca să nu mai pot să le trăgănesc. Da, acum Marea Britanie o să încerce toate căile, da? De a prelungi să poate ceva să nu știe. Întrebăm GP în său, putem, all in? Eu sunt pentru său. Eu sunt pentru său. Ce ne mereți pentru său de lira sterlină? Ok, nu îmi trebuie mâine scadă. Eu sunt vreau poziție de măsoare. Nu știu că astea scadă. Eu oricum, dacă e să aibă careva interdicții, careva schimbări majore să fie. Eu până la urmă accept pe dolarul american, practic pe dolarul american. Uitați, din punct de vedere fundamental, da? El pur și simplu s-a devalorizat foarte mult. Vrem, trebuie să aibă loc o întâlnire. Și nu cum? Poftim? Noi vrem. Chiar noi vrem, da? Să telefonăm acolo cine vrem. Ok, și de aici și rezultă. Vor să inventeze americanii ceva. După cum s-a observat că în preajma sărbătorului de anul nou dolarul american se devalorizează, da? Și după anul nou el deja începe să se întărească. Asta în economie se numesc cicluri economice, da? Iată și crizele economice, s-au observat că sunt crize care ele se repetă de la 3 ani, la 5 ani, la 10 ani. Și cu cât perioada este mai îndelungată, cu atât și criza este mai dureroasă, să spunem așa, mai mare. Deci și eu sunt încă pentru întărirea dolarului american. Dar oricum eu mă folosesc de analiză tehnică, unde am scaut semnalul de intrare pe piață, în dependență de strategie. Eu unica și v-aș recomanda dumneavoastră totuși să vă țineți de trend. Dacă este trendul descrescător, atunci semnale numai de sell. Dacă este trendul crescător, atunci numai semnale de bani. Și dacă ai să vă folosiți, că de reguli este simple, eu nu știu de ce regulile parcă sunt simple, dar greu de respectat. Este așa ceva? Nu merge trend de trend, chiar săptămâna asta am intrat pe trend GBP, buy, da, buy first. De la început de săptămâni? Săptămâna precedentă s-a deschis tranzacția cu gap în jos. Nu, cu gap în sus. Săptămâna precedentă. Săptămâna asta s-a deschis cu gap în jos. Și după cum cunoaștem aici, ține și specific pe moment de viața voluntară, că gap-urile tind să fie acoperite foarte repejor. Da? Și, spre exemplu, la mine era creată expoziția, gata, eu vând de la Sărină, este greu, trebuie să acolo. El încă o săptămână de zile s-a întărit, ca abia luni, să fie acoperit greu din săptămâna precedentă și a doua zi marți, deja să fie acoperit și a doua greu. Nu, asta e, eu așa rar am întâlnit pe piață. Ok, ce evenimente ați mai tranzacționat? Trebuie să începem cu mine, asta mă interesează. Să nu le țineți minte. Inaugurația lui Biden și lui Hillary Clinton. Ce să ținem? Inaugurația. În ianuarie. Ianuarie. 14-15, da. GBP, așteptăm. Asta e cel mai important. GBP-ul e Revelionul sau și trecerea GBP-ului? Eu v-aș recomanda să trageți atenție evenimentele pe care au loc în G20 și G7.
Iată, reșim din toate evenimentele care au avut loc pe plan internațional, iată, acolo și să pui accent în momentul să trece și să vadă ce să decide. Care este ordinea mondială pe viitor. Și când veți auzi, eu am spread-ul la Market Discussion sau însăși pe grup de Viper ce ne face parte, să vă anunț că dar loc vreo ședință G20 sau G7 și să vedem care sunt deciziile. Pentru că eu aștept acolo să iei decizii destul de importante, anume pentru anul 2021. Așa. Ok, haideți să vedem întrebări, sugestii. Nu? Nu. Însă și pe întări normal. Dolarul este. Când primul vede cineva, iată, din sală, cum suntem aici cu toți trader, cine vede primul întărirea dolarului american și înțelege că gata dolarul american se întărește, spuneți-mi și eu am spun la restul traderilor. Și eu mă gândesc că dacă trebuie să deschidem sell, asta ne influențeam. Dacă vă rog, e de sute de lote. Ok, poate cineva dorește să povestească experiența lui din 2020? Din trading? Ok, văd că vă rușinați, ok. Dacă nu mai sunt întrebări, atunci eu pot... Să vă urez dumneavoastră, în primul și în primul rând, sărbători fericite în continuare, succes și baftă, să întâlniți anul 2021 cu zâmbet și cu bucurie în suflet. Am hotărât, tot eram la discuție cu domnul Cornel, ce facem, organizăm vreun concurs undeva acolo, ceva bonus, să facem acolo locul 1, locul 2, locul 3. Până la urmă am luat o hotărâre, am vorbit cu însăși cu compania Double Cash, cu compania Peleron, unde am ajuns la o părere că dumneavoastră sunteți toți traderi a companiei Double Cash, a companiei Peleron și meritați cu toți să fiți felicitați. De ce așa am ajuns la show cu Guizzi să vă facem un cadou de un bonus de $1000. Pentru toți traderi care vor să facă până la sfârșitul lunii ianuarie suplinire sau reinvestire, veți primi în cadou un bonus de $1000. E ok? Suplinire nu contează ce sumă. Faci o suplinire, primiți un bonus de $1000. La sumă care dumneavoastră să o negheți, care va cu contractul de parteneriat, din datorită la faptul dumneavoastră sunteți aici în sală, dumneavoastră veți să-i beneficia și de un bonus de $1000. Bravo, mersi. E ok? Da. Bine, eu vă doresc dumneavoastră la mulți ani încă o dată. Mersi, la mulți ani la toți. La nou fericit. Da, mulțumim.